Bucurie adusă doamnelor din azilele din Mehedinți chiar în data de 1 martie de către două tinere din Drobeta, Turnu Severin. Cele două inițiază o acțiune caritabilă prin care solicită donarea unor mărțișoare după bugetul fiecăruia din comerț sau chiar confecționate manual, astfel încât odată cu începerea primăverii, chipurile bătrânelor să se lumineze. Printr-o acțiune caritabilă, doamnele din azilele de bătrâni vor primi o bucurie în data de 1 martie, mărțișoarele confecționate manual sau din comerț, donate chiar de către micii mehedințeni. Proiectul este inițiat de către două tinere de 14, respectiv 13 ani, care doresc să aducă zâmbetele pe chipurile triste ale doamnelor din azile, cele mai multe fiind uitate de către propriile familii. Spune-mi, te rog, care este scopul proiectului tău? Scopul proiectului meu este să, deci în primul rând, să văd cum funcționează voluntariatul la noi în oraș, să văd cine, adică ce persoane, pe lângă prieteni de-ai mei sau cunoștințe de-ale mele, adică necunoscuți, pe lângă persoanele pe care le cunosc eu, dintre necunoscuți, cine o să participe, cine o să-și dea măcar acolo puțin interesul. Pentru distracție, pentru că asta contează în special, să ne distrăm, să ne placă nouă și ca să facem bătrânele de la azil fericite cu un mărțișor de 1 martie, pentru că poate nu primesc de la nimeni și ne-am gândit că asta le-ar face fericite. Îți dorești să ți se alăture mai mulți copii? Da, sinceră să fiu, da, pentru că eu vreau să fac pe parcurs mult mai multe activități de genul și cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Adică dacă am fi mai mulți copii, ar fi mai interesant. Am putea face și grupuri și să vorbim mai mult. Îmi place să comunic, mie îmi place să-mi fac prieteni și așa mi-ar plăcea. Lista de inspirație nu le-a lipsit celor două inițiatoare, dimpotrivă au confecționat manual diferite modele de mărțișoare. A fi voluntar nu este o muncă, ci este un joc pentru oamenii și copiii isteți și generoși, așa cum vor fi și mici mehedințeni. Spune-mi, te rog, cum ai aflat de acest proiect? Păi am văzut pe Facebook anunțul Rebecca-i și am vrut să ajut și să fac oamenii fericiți și... Poți să-mi spui din ce confecționați mărțișoarele? Păi, din piele și ojă. Alătură-te campaniei printr-o simplă donație. Cei doritori să aducă bucurie în sufletele bătrânelor pot dona mărțișoare până pe data de 26.02.2021. Mărțișoarele pot fi lăsate la cafeneaua Abstract, strada Orli, numărul 66, iar pentru mai multe detalii pot suna la numărul de telefon 0743 854 735.